Bună, drăguților, bună, sufletele mele frumoase! Sunt iarăși aici, alături de voi, cu o nouă etalare, două variante de răspuns. De data aceasta facem o etalare de dragoste, o etalare în care sper să vă regăsiți cât mai mulți, în care sper să vă găsiți mesajele, să vă găsiți confirmările, mai repede aș spune, pentru că aceste etalări de tarot sunt mai mult pentru a vă găsi confirmările, pentru a vă asigura că sunteți pe calea cea bună sau că deciziile pe care le luați sunt cele corecte, cele bune. Nu sunt etalări pe zodii. Din când în când o să mai precizez câte o zodie dacă simt eu și mi se pare că e, nu știu, importantă sau așa, dar nu sunt etalări pe zodii, pentru că am văzut un comentariu în care o doamnă, o domnișoară, o duduie acolo era un pic confuză în legătură cu aceste etalări, întrebând dacă sunt pentru o anumită zodie. Nu, nu sunt etalări pe zodii, sunt etalări făcute pentru toată lumea, inclusiv bărbați, femei, nu contează. Important e să-ți găsești tu mesajele. Dacă tu te regăsești în etalare, bine, dacă nu, puteți să mergeți pe un alt canal, un canal cu care rezonați sau nu, nu știu, nu-i treaba mea. Ideea este că eu le fac cu drag, le fac pentru voi, pentru inimioara voastră, pentru a vă ajuta. Nu am niciun interes de aici și asta e. Bun, drăguților, numărul 1 și numărul 2. Hai să vedem ce iese. Da? Etalare de dragoste, gândește-te la cine vrei tu. Și hai să vedem cum se gândește acea persoană la tine. Cum se gândește la tine? Și o să folosesc acest set de cărți pentru că nu l-am mai folosit de mult. Și un set frumos. Și bineînțeles acest oracol, nici pe acesta nu l-am mai folosit de ceva vreme. Parcă a înțepenit aici. Fac un pic de gălăgie, sgălăgioasă. Da, îmi cer scuze. Hai să vedem. Situațiune. Care e situația între voi doi? Acum, în prezent, pentru numărul 1. Care e situația? Cum stă treaba între voi? Și avem așa, ceva iese la lumină, ceva se luminează, ceva se clarifică. Probabil că intențiile acestei persoane sau... Da, vedem ce o să iasă la lumină. Cineva vrea să repare aici. Cineva a sabotat relația asta, unul dintre voi a sabotat această relație, iar acum vrea să o repare. Vrea să lucreze, să repare, să reconstruiți relația, să fie din nou cum a fost, să o întăriți. Ok, mai vreau o singură carte, dacă e posibil și nu sar mai multe, o singură carte. Ok, cineva e cu inima ruptă aici, o iubire din trecut sau o persoană de care tu te-ai despărțit, cineva se simte pierdut. Clar că vorbim despre o relație în care lucrurile n-au mers tocmai bine în ultima perioadă, iar acum unul dintre voi văd că își dorește reconstrucția acestei relații și am impresia că vorbim de chestiune de încredere mai mult, pentru că aici mi-apar măștile la capăt. De obicei nu prea mă uit la capătul pachetului, dar de data asta m-am uitat, așa că mi-apar măștile. Cineva a mințit, cineva a purtat o mască, poate că o altă energie feminină a existat între voi sau da, lucruri care nu au fost tocmai corecte. Ceva a crescut așa ca un gunoi supreș. Bun, iar acum se încearcă revenirea, se încearcă reconstrucția, se încearcă vindecarea relației. Hai să vedem persoana la care tu te gândești, cum se gândește la tine, prin ce trece în acest moment, care-i treaba. Și avem așa, șasele de monede, cineva care își dorește o nouă șansă. Bine, nu multe, nu pot să iau atât de multe. Cineva își dorește o nouă șansă aici. Și soarele, o persoană foarte solară, foarte deschisă și foarte puternică în același timp. Poate aici o zodie de pământ sau o zodie de foc. Numai o secundă, câinele meu nu se potolește. Îl apucă exact când eu fac etalare. O secundă. Bun. Vorbim aici despre o persoană care este foarte deschisă, foarte solară, un extrovert, așa cumva, sau extrovertă. Cineva destul de generos, cu inima mare, inima deschisă, poate zodia Leu. Mă duce cu gândul spre zodia Leu destul de mult. Generozitate văd în această persoană și
faimă cumva, parcă nu știu de ce, simt așa un pic de mândrie, faimă. Ok, cum gândește persoana asta, cum se gândește la tine, acum, în prezent, care-i sunt gândurile? Șase de cupe s-a întors aici, ce frumos, șase de cupe. Se gândește la voi doi, se gândește la relația voastră, la cum ați fost voi, are amintiri. Șasele de cupe mă duce cu gândul la amintiri de data aceasta. Cum erați voi când erați bine? Da, cum erați voi când parcă el sau ea a învățat de la tine anumite lucruri și își amintește de asta, își amintește de ceea ce a învățat de la tine. Și amintește de perioada voastră bună, perioada frumoasă. O relație veche, o relație care, nu știu, persoana asta dorește să reia legătura cu tine, vrea să lupte pentru tine, iau de șaptele de bâte, vrea să lupte pentru tine, vrea să te apere sau să apere această legătură, să apere ceea ce a fost frumos. Ce a fost frumos între voi, să păstreze ceea ce a fost frumos între voi. Și avem aici și împăratul. Dar ce persoană puternică, soarele, împăratul, o persoană de succes, cum am văzut. Vrea să, nu știu, destul de rațională totuși în același timp, dar cu împăratul aici, înțeleaptă, o persoană înțeleaptă, simt în cartea asta, o persoană care, da, parcă am îmbătrânit cumva lângă tine, știi, ceva în genul ăsta simt. Ok, și totuși, persoana asta este foarte orgolioasă, pentru că împăratul cu soarele și cu șaptele de bâte, văd o persoană orgolioasă aici, o persoană care luptă pentru ceea ce își dorește, ambițioasă, care afirmă lucruri, care, nu știu, e așa, un caracter strong, puternic. Bun, ce simte pentru tine persoana asta? Hai să vedem care sunt adevăratele sentimente și s-a întors aici ceva, dar doar pentru o secundă. Șaptele de spade. O, Doamne, de ce șaptele de spade la sentimente? Șapte de spade, temperanța și regele de spade, da. Păi, își ascunde ceva. Omul ăsta ascunde ceva. Știi ce mi se pare foarte interesant în toată etalarea asta? Până acum eram așa un pic, ok, simțeam o energie puternică, simțeam o persoană care face numai după cum vrea ea și cum își dorește ea, dar de data asta, văzând șapte de spade, văzând regele de spade și temperanța, este un om care cumva în aparență, da, încearcă să mențină controlul, încearcă să pară foarte calm, foarte liniștit, dar în esență este un mare, mare, mare manipulator omul ăsta cumva. Este un om care își trage jarul pe turta lui, este un om care luptă pentru țelul său. E posibil să te atragă pentru că e un personaj extrem de puternic, o persoană extrem de puternică, dar în același timp regele de spade în suflet și șapte de spade. Păi, ce să zic mai mult de atât? Aici e un om care își vede interesul, care își ascunde adevăratele sentimente. Este un om care tot timpul, da, își trage jarul pe turta sa. Îți dă numai atunci când are și ceva de câștigat de acolo. Adică nu primește o îmbrățișare din partea acestui om numai dacă are ceva de câștigat, are ceva în minte în legătură cu acea îmbrățișare, acel sărut, acea vorbă frumoasă, știi? Ceva de genul. Și totuși, persoana asta văd că te vrea, logic că te vrea, pentru că te vrea, na, că tu ești perechea lui, așa simte el, sau perechea ei. Un temperament ușor narcisic simt aici. Un temperament așa, o mentalitate de învingător, adică nu, omul ăsta nu concepe să te piardă, nu concepe să pleci din viața lui. Nu concepe să fie altfel decât vrea el sau lucrurile să fie altfel decât își dorește el. În trecut, cum ați fost voi doi? Măi, dar ce mi-alunecă cărțile. În trecut, care a fost energia voastră? Și avem aici iarăși puterea, o relație puternică, o relație în care v-ați îmblânzit așa unul pe celălalt. Acum nu știu dacă nu el pe tine sau ea pe tine mai mult. Nebunul și doiul de spade. Acceptarea unor compromisuri, văd aici. Poate că ați făcut
ați luat-o așa cumva de la zero, ați plecat poate din adolescență împreună, poate că o poveste de iubire, nu neapărat de iubire, o relație așa cumva puternică în același timp, dar și o nebunie între voi, vărsător, mai văd pe aici berbec, leu, ca și zodii importante și săgetător. Duiul de spade, acceptarea compromisurilor, ați acceptat niște compromisuri, ați fost legate la ochi sau legați la ochi, iar asta cumva a menținut legătura dintre voi doi, într-un fel sau altul. Bun, ce vrea persoana asta de la tine? Hai să vedem care îi sunt adevăratele intenții până la urma urmei, ce se întâmplă. Până acum, din câte mi-am dat seama, aș vrea să se împace cu tine, să meargă în continuare, da, cum a fost. Sau că am stricat lucrurile între voi și vrea să le repare, vrea o judecată, ia uite, împăcare, vrea ce să vrea, împăcare. Trei de spade, după o durere, după ceartă, după, după conflict. Cinciul de bâte, trei de bâte, de trei de spade, conflict, ceartă și vrea împăcare, asta își dorește. Să ce? Asul de bâte, să înnoiască, să înnoiască. Să reaprindă flacăra dintre voi doi. Da? Ia uite și aici și s-au mai întors cărți, cinciul de monede. Se simte abandonată, este dor de tine, turnul, da? A avut loc o ruptură urâtă aici între voi. Le văd întoarse cărțile. Bine, nu le pot lua pe toate, că sunt foarte multe, dar așa, în principiu, ce își dorește de la tine? Să repare ceea ce s-a stricat. Să repare. Ia să vedem, reușește să repare sau tu vei accepta asta, viitorul vostru împreună. Vai, cum cad cărțile. O să încerce să fie... Văd un rege de cupe aici. Un rege de spade nu o să fie niciodată un rege de cupe. Dar aici poate fi o altă energie masculină care poate apărea în viața ta. Sau omul ăsta încearcă the best of the best. Știi, ceva de genul ăsta. Încearcă cei mai buni, cei mai... Ori este o altă persoană, eu așa cred mai tare că ar fi o altă persoană, dar hai să zicem că pentru unii dintre voi, cei care spuneți că nu accept altă persoană, nu există, nu se poate, posibil aici ca el să încerce să fie mai domol, mai deși miramaș. Cineva care este în energia împăratului și în energia regelui de spade, niciodată nu se transforme într-un rege de cupe, dar să zicem, eu cred că este altă persoană. Ia să văd, nouăle de monede. O persoană singură aici, viitorul vostru împreună, nu mi-arată viitorul vostru împreună, mi-arată cu totul altceva, mi-arată o persoană singură, un rege de cupe singur, ok, și un as de monede, mi-arată un nou început, dragilor, mi-arată un nou început pentru voi, mi-arată ori un nou potențial aici, ori o nouă persoană care intră în viața voastră. Nu știu dacă împăcarea asta va avea loc, într-adevăr, așa cum trebuie, dar aici văd un rege de cupe, adică, în opinia mea, este cu tot o altă persoană care este singură acum și care îți oferă cumva așa un soi de stabilitate, un promisiuni care promite. Mai repede aș spune care promite. Vreau să clarific puțin cărțile, dar numai puțin, mult, că nu trebuie prea mult. Ce vrea omul ăsta? Ce vrea omul ăsta de la tine? Ce vrea de la viața ta? Treiul de spade, ia să vedem. Și iarăși, cartea nebunului. Un nou început vrea. Ce să vrea? Ia uite. Nebunul. Adică să fiți așa cum ați fost în trecut. Da? O relație nebună, o relație în care ați lăsat lucrurile să curgă, pur și simplu, să se întâmple. Vrea să șteargă cu buretele tot ce s-a întâmplat între voi. Poate că măștile astea, poate că, nu știu, unul dintre voi a mințit aici, a făcut ceva... S-a cam pierdut încrederea, așa să o zic. Și ce își dorește? Împăcarea își dorește, îndrăgostiții. Na, să ia o decizie, ca voi să luați o decizie. Cam simte energia asta în ultima perioadă, nu știu de ce, nu știu cui este. Și nouă de spade, este foarte stresat, nu vrea să te piardă, dar... Da, nu vrea să te piardă, dar vrea să facă lucrurile în felul său. În felul său. Vreau să clarific soarele ăsta, că soarele în mod normal aduce bucurie. Nu, este o bucurie falsă, este ceva ce el își dorește sau
Da, e o bucurie falsă aici cu soarele ăsta. Pe tine te simți destul de dezamăgită, doiul de monede. Îndoială în suflet. Și temperanța. El e liniștit cumva. Cel puțin așa ți arată, că e stăpân pe situație, că e liniștit. Mă adresez ție fiind partea feminină, dar dacă ești bărbat, e exact invers. Arată liniște, da? Arată liniște, ca și cum toate bune și frumoase. Nu e nicio problemă, nu știu ce, dar de fapt tot ce își dorește este să își ascundă adevăratele intenții și intenția este să te recucerească, să te prindă înapoi în această relație, da, așa cum ați fost voi cândva și da, își dorește asta să se întoarcă. Vreau să văd aici viitorul vostru, viitorul vostru. Luna, este foarte nesigur viitorul vostru, asta mi arată. Cine e regele ăsta de cupe? Patru de monede. Persoană la care tu ții, poate, sau foarte încăpățânată, și împărăteasa, un rege de cupe și împărăteasa, ce frumos. Și optul de monede. Poate cineva de la locul de muncă, poate, sau cineva cu care tu vei construi, vei reconstrui ceva, după acel turn pe care eu l-am văzut un pic mai devreme. Bun, cam aia e ideea. Deci, clar, aici, la numărul 1, aveți de-a face cu o persoană puternică care, în acest moment, își ascunde adevăratele intenții, și ascunde adevăratele sentimente. Te vrea înapoi, deși pare așa foarte liniștit, el este foarte tulburat, o persoană tulburată, cumva, plină de amintiri cu tine, vrea să repare ceea ce s-a stricat. Dar e destul de greu, pentru că o fac furie când o scap pe jos și o spargi și o faci țăndări, e destul de greu să o repari. Cam așa văd eu aici. Este o lipsă a încrederii, cred că tu nu mai ai încredere în el și atunci lucrurile sunt destul de greu. Vezi tu, e ca oglinda asta, ca gemulețul ăsta care e spart și ce vrei să mai repari aici? Da? Trebuie schimbat, pus un alt geam. Pentru că de reparat nu mai poți repari. Cioburile astea nu le mai poți pune să fie cum au fost. E, el cam asta vrea de la tine, da? Vrea ca acest geam să-l repare, să-l facă la fel cum a fost. Ceea ce este aproape imposibil. Bun, drăguților, cam asta a fost pentru numărul 1. Iau o scurtă pauză de 2 minute și revin cu numărul 2, așa că îl pun un pic pe pauză. V-am pupat, aveți grijă de voi, numai bine, ceau, ceau! Bun, scumpilor, am revenit cu cea de-a doua variantă și haideți să vedem împreună care este situația. Care este situația la cea de-a doua variantă? Și avem aici o inimă care se repară după o trădare. Vindecare după o trădare, vindecare după o relație toxică, abuzivă chiar. E o separare aici. Ok. Cineva te-a trădat, chiar urât de tot. Oh, ok, hai să vedem. Ce mai apare? Mai vreau o singură carte, dacă se poate, să fie trei. Și avem relație de suflete gemene. Ce frumos! Cineva care te completează. Mie pare aici că relația asta de suflet de gemene, relația asta frumoasă, așa, vine după o relație grea, după ceva greu, după o greutate. Ce mesaje interesante. Ai avut inima ruptă, ai avut inima făcută praf, dar acum se pare că o ai întâlnit sau urmează să întâlnești pe cineva foarte interesant, o persoană foarte interesantă, eventual sufletul tău geamăn. Dar nu-i pentru toată lumea, cum prea bine știți, că nu-i pentru toată lumea, pentru unii dintre voi. Hai să vedem. Pentru alții dintre voi e valabilă probabil doar prima parte. Bun. Împărăteasa și diavolul. Wow! Ce cărți! Pe ce am tăiat? Pe împărăteasă și pe diavol. Tu, energie feminină, foarte faină, din câte văd, și un doi de monede. Și diavolul. Te-ai îndrăgostit de un diavol. De cine te-ai îndrăgostit? În trecut. Nu, eremitul.
singurătate, zodia fecioară, aici analiză, gânduri multe. Ok, hai să vedem persoana la care tu te gândești. Cum se gândește la tine, ce simte pentru tine, ce are pe aici prin sufletel. Punem așa câteva cărți. Ia să vedem ce are, cum este persoana la care tu te gândești. Un rege de spade care își duce necazul în spate, ia uite, 10 de bâte, care își duce greutatea, care are un bagaj emoțional puternic sau are multe responsabilități, e o karmă aici pe capul omului, cam așa simt eu de data asta. Mă un pic. Dai zi, te rog frumos să te potolești. Gata, mama. Cum se gândește la tine persoana asta? Judecata și 10 de cupe. Visează la cai verzi pe pereți. Visează la... Zic la cai verzi pe pereți pentru că ce-și dorește persoana asta în momentul de față, de la tine și de la voi, văd aici că își dorește o împăcare, își dorește ca voi doi să fiți fericiți, să fiți în al nouălea cer, dar el acum e așa în plop și plopuie în aer cumva, pentru că aici văd că are greutăți mari în viață. Văd că se confruntă cu ceva destul de apăsător, destul de greoi. Zic că visează la cai verzi pe pereți, ținând cont și de cărțile de dinainte, cele din oracol, în care au existat aici niște trădări, în care au existat aici niște lucruri destul de urâte între voi doi. Și totuși persoana asta visează că voi ați putea fi cuplul perfect, că ați putea fi, da, așa cumva, în al nouălea cer. Regele de spade nu este un personaj, tocmai da, și uite, și în suflet, împărăteasa, în suflet ești tu, 10 de cupe, toți de carpe aici, 10 de cupe, 10 de monede, vrea să rămâneți împreună până la adânci bătrâneți, își dorește relația asta cu tine, își dorește ceea ce tu poți oferi, pentru că aici este împărăteasa și 10 de monede, asta înseamnă potențial și financiar și stabilitate și... Da, tu ești ce este mai frumos, în ce a avut el mai frumos în viața lui. Ce să zic? Dar este foarte, foarte greu. Este foarte greu, poate fără tine, dacă tu ai plecat din viața lui acum, dacă este persoana nouă, cea pe care posibil să o fi întâlnit, nu de mult, atunci este o cu totul o altă poveste. Atunci persoana asta visează la tine, visează că tu ești tot ce și-a dorit vreodată, dar persoana asta văd că una este realitatea și alta este ceea ce simte și ce gândește despre... Adică te vede pe tine ca pe șansa vieții lui, ca pe... cum să zic... ca pe acel loz câștigător, știi? Tu ești câștigul, tu ești tot... Și fericire, și împlinire, și tot. Ok, ce s-a întâmplat în trecut între voi doi? Avem mazecare aici. Turnul. S-a rupt ceva. Ia uite, s-a întors turnul. S-a rupt ceva. Ceva s-a dărâmat acolo între voi. Și persoana s-a rămas așa cu o greutate pe suflet. De când a apărut acel turn, acea ruptură. Hai să văd ce intenționează. Care sunt adevăratele intenții. Cumva parcă mi se pare că are legătură cu numărul 1, într-un fel sau altul. Sunt curioasă ce o să iasă mai departe. Parcă e așa o continuare. Continuare sau aceeași poveste, dar spusă altfel. 5 de bâte și nebunul. Vreau un nou început și 6 de cupe. Da, vreau un nou început cu tine, vrea să o luați de la capăt, vrea să revină la ce. Da, are o continuare cumva. Nu știu, poate că sunteți aceleași persoane care vă uitați și la numărul 1 și numărul 2. Mare legătură are. Deci e cumva parcă aceeași energie. Cu mici, mici diferențe. Ce intenționează? Intenționează să facă o nebunie aici. Orice. Orice. Numai să te recucerească. Numai să revii în viața lui, a ei. Să fiți din nou împreună. Să rămâneți împreună până la adânci bătrâneți. Să te păstreze cumva. Adică v-ați cunoscut de mult din trecut și drumul ăsta tot nu-l concepe altfel decât cu tine. Nu concepe să te piardă, nu concepe să, da, să pleci cumva din viața lui. Ia să vedem viitorul vostru împreună și ar fi tare să-mi iasă regele ăla de cupe iarăși ca la numărul 1, dar nu, de data asta avem steaua și roata norocului, o schimbare aici.
o schimbare de soartă, o schimbare de destin după o vindecare și un nou început plin de pasiune. Ok. Să le și clarificăm un pic. Ca și zodii, de data aceasta, aș avea vărsătorul pe primul plan, iarăși berbec, gemeni, balanță, vărsător, vărsător am spus, cam zodiile de aer, așa, și combinația aici între două zodii de aer sau zodie de pământ și zodie de aer. Bun, ia să vedem. Turnul, ce s-a întâmplat acolo cu turnul ăla? Ce s-a dărâmat? Regele de spade, ia uite-l. Regele de spade care mi-apare și aici, persoana de care tu întrebi, a perceput turnul ăla într-un fel așa foarte dureros. Sau, în alte cazuri, persoana asta a provocat turnul, a provocat acea ruptură, într-un fel sau altul. Judecata. Ce ne spune judecata? Luna. Vrea împăcare, vrea, își dorește, se gândește la asta, dar luna vine cu frici, este teamă că tu nu o să accepti, că tu nu o să mai vrei, că tu nu, da, cumva are teama asta, e confuz, nu știe, nu vede lucrurile clar în acest moment, e o neclaritate aici. Luna vorbește despre neclarități, vorbește despre frici, probabil că este teamă, teamă că tu nu vei mai fi niciodată cum ai fost, teama că nu o să mai poată repara ceea ce s-a stricat. Ok, zecele de băte este cumva aspectat de un șapte de spade. Asta ce înseamnă? Că este greu să ascundă anumite lucruri, că este greu să mai aibă încredere, ar fi pentru unii dintre voi, persoana asta parcă nu mai are așa multă încredere în tine sau, da, dar cu zecele ăsta de bastoane, e o greutate aici și șapte de spade. E o greutate puternică pe sufletul acestui om și o lipsă a încrederii. Împărăteasa. Iarăși nebunul s-a întors. Iată-l cum s-a întors aici. Împărăteasa. Vrea un nou început. Asta își dorește el. Un nou început. Așa. Vorbește. Vezi tu? Cumva. Nu contează. Nu contează prin ce trece, nu contează ce se întâmplă, el te vrea și gata, atât știe. Cinciul de băte. Ce cu cinciul ăsta de băte? Că cinciul ăsta de băte mie nu prea place. Aici văd un soi de gelozie, chiar violență, grijă mare la violență fizică. Un as de cupe care a venit întors și un trei de spade. Și cinci de cupe. Uite ce cărți aici, măi. Da, știi cum e aici, ori la bal, ori la spital, trebuie să ai grijă cu persoana asta, într-un fel sau altul, nu o să iau cărțile, le pun înapoi, dar e așa un semn de întrebare, ca și cum omul ăsta intenționează, da, să facă o nebunie. Adică dacă tu nu accepti, dacă îi accepti dragostea așa cum vrea el, sau dacă accepti împăcarea, toate bune și frumoase, dacă nu, e posibil aici, da, să fie așa un act de o ieșire din asta urâtă. O ieșire destul de urâtă din partea acestui om. Pentru că în momentul în care vezi tu cum își imaginează, ce gândește aici, că veți fi fericiți, că toate bune și frumoase, nu mai nu ține cont de ce s-a întâmplat în trecut, nu ține cont de nimic, încredere în tine nu prea are în momentul de față, lui este foarte greu să treacă peste o minciună sau peste niște lucruri care nu au fost tocmai corecte, totuși, tu ești în mintea lui, în mintea persoanei de care tu întrebi, dar ca și intenții nu prea îmi place pentru că apare iarăși nebunul, da? Vrea de la zero, să o luați de la zero, dar asul ăla de cupe care mi-a venit întors, adică dacă tu nu accepti, e posibil ca lucrurile să escaladeze cumva spre violență, spre agresivitate, spre ceva mai urât. Cinciul de monede și abandon. Ia uite, și abandon. Adică momentul ăla în care cinci de monede, da, în care se simte abandonată persoana asta sau s-ar putea să devină chiar violentă, din câte observ. Adică să aveți grijă totuși pentru unii dintre voi.
Dârul de spade, dorința de a accepta un compromis sau vrea să treacă peste blocajul ăsta cu orice preț. Vezi tu în cărțile astea, e ca și cum moartea parcă îmbrățișează așa o persoană, parcă, da, nu-i mai pasă pur și simplu, nu-i mai pasă de ce, de consecințe, nu-i mai pasă de nimic. Și eremitul, persoană care se retrage, cred că așa se gândește, da, că ori îl accepti, vrei înapoi, ceva de genul ăsta, nu știu, e ca și cum cineva din trecutul tău te bântuie. Cineva din trecut cu care tu ai rupt legătura, cineva care, cu care tu nu prea mai ai o relație frumoasă, tinde să revină în viața ta pentru că nu-și poate lua gândul de la tine, pentru că nu poate să renunțe la tine, dar are două planuri, cumva. Adică planul e în felul următor, ori accepti, ori devine agresiv, devine cumva violent. Adică o să vezi o parte foarte urâtă a acestui om. Ia să vedem. Steaua, la ce se referă? La speranța, speranța că lucrurile vor fi bune. Ce se întâmplă aici între voi? Că vă veți întâlni, că vă veți regăsi. Și roata norocului ce ți aduce? Soare, ți aduce bucurie, dar și stres în același timp. Și soare și stres. Și asul de monede, un nou început. Un nou început stabil. Și zecele de bâte, dar greoi. Dar greoi. E complicată treaba aici la numărul 2. E complicată pentru că ai de-a face cu un stalker, o persoană care a rămas cumva blocată, obsedată, nu văd diavolul, dar am văzut la început, da, împărăteasa și diavolul, adică omul ăsta e obsedat de tine, totuși să ai grijă, pentru că asta văd aici, obsesie, un nebun, persoană nebunită de prezența ta, de tine, își imaginează tot felul de lucruri cu tine, deși de altă parte nu are încredere totală în tine, vezi tu, nu simt ceva neapărat curat, chiar dacă am cărți frumoase pe masă. Totuși, sunt aspectate cumva negativ, cu rege de spade, șapte de spade, cartea nebunului. Începuturi pot fi pentru unii începuturi, dar pentru alții, totuși, văd persoana asta, da? Mi-atrage atenția în ultimul hal și atunci tind să avertizez. Să avertizez, pentru că, na, ce mai apare pe aici? Da, dezamăgire și tot așa. Bun, drăguților, cam atât am avut și pentru cea de-a doua variantă. Aveți grijă, da? Pentru că aici văd clar că cineva a rămas acolo blocat cu gândul la tine, făcându-și vise, făcându-și speranțe și tot felul, da? Și nu-i chiar ok. Fecioară, văd pe aici vărsător, ca și zodii berbec. Gemeni, balanță, taur. Da, bun. Cam atât. V-am pupat. Aveți grijă de voi. Numai bine. Ceau, ceau!